Un anul fericit la toți și bine ați venit în casa Domnului în prima zi din anul ăsta. Hai cu toți împreună să cântăm cântarea care zice: în curând noi vom pleca, o ce fericită zi, pe cei dragi vom revedea când ne vom reîntâlni. Yeah.
ușor. Va fi o zi cu soare sau o zi cu nor. Atât să știm că Domnul va fi cu nor, la bine și în nevoi. Hotărâți înainte vom alega, spre cerul zi de zi ne vom îndrepta. Nici o clipă nu vom primi înapoi, căci Domnul e cu noi. E cu noi. Dacă trăim pentru Domnul trăim, și dacă murim pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Dacă trăim pentru Domnul trăim, și dacă murim pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Dacă trăim, dacă trăim pentru Domnul trăim, și dacă murim Lăudați să fie Domnul! La mulți ani vă urăm din toată inima împreună cu Domnul Iisus Hristos, stimați biserică, iubiți frați și surori, onorați oaspeți. Imnurile cântate de grupul de laudă ne-a încurajat, dacă trăim pentru Domnul trăim, dacă murim pentru Domnul murim, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui! Amin. Wonderful! Încă o încurajare mai frumoasă decât versurile acestor cântări nu putem să așteptăm. Oricum, aș vrea din toată inima, pe lângă faptul că vă urăm noi un Happy New Year, un an nou fericit, aș vrea să îmi permiteți să rog frații de la stație să pună versetul 18 din Luca, capitolul 4, ca să vedeți Domnul Iisus Hristos ce ne urește El, ce orare ne face Domnul Iisus nouă sau Dumnezeu prin Evanghelistul Luca, și dacă se poate să lăsăm ca versetul ăsta să rămână pentru luna asta, ianuarie, ca un verset de aur, ar fi foarte fain. Haideți să ne uităm la acest verset. Dați-mi voie prima dată să-l citesc eu, și pentru că întotdeauna când e un verset mare cu cuvinte multe, acum se vede bine. Uneori nu se vede foarte bine de la amvon. Ascultați ce frumos sună acest verset, este foarte fain. Și apoi am să vă rog să rostim cu toții versetul acesta. Versetul 18 spune așa: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, numărul 1. 2. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. 3. Să propovăduiesc robilor de război slobozenia. Și 4, orbilor căpătarea vederii. 5, să dau drumul celor apăsați. Și 6, și să vestesc un an de îndurare al Domnului. Mărit să fie Domnul! Amin. 6 lucruri foarte mari în acest verset. Haidem cu toții să rostim acest verset. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii și să dau drumul celor apăsați. Lăudați să fie Domnul! Dacă cineva este apăsat în această seară, la început de an, Iisus Hristos ne promite că El ridică apăsarea asta. Măriți să fie Domnul! El deschide ochii orbilor. Doamne, cu toții vedem bine, am o istorioare faină, o să vă spun pe la mijloc. Dar s-ar putea să avem ochii spirituali închiși și să nu vedem bine lucrurile. De aceea ar trebui să ne rugăm Domnul să ne deschidă ochii spirituali. Pentru ca să putem să fim mai duhovnicești în anul 2017. Haideți să plecăm capetele noastre, să câștigăm timp. Rostim cu toții rugăciunea Tatăl nostru și apoi serviciul va continua sub ungerea Duhului Sfânt. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.
Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin, biserică? Și înainte ca să ocupați locurile, vă rog din toată inima să vă luați timp, să vă binecuvântați unii pe ceilalți, să dați mâna, să vă încurajați și să vă binecuvântați cu o binecuvântare proaspătă la începutul anului 2017, apoi ascultăm punctele care vor urma în continuare și numele Domnului să fie lăudat. Amin și iar amin. Lăudat să fie Domnul! Se chină Domnului fanfara bisericii, apoi familia Recalo are o cântare, sora Briana Corjuc un solo, Domnul să binecuvinteze, apoi sora Dorina Chiș o poezie, corul bisericii și apoi să ascultăm un salut prin frate Nenelu Chiș, Domnul să-l binecuvinteze și tot aceasta să fie spre slava și gloria Domnului. Amin.
with the melody you surround me with, a song of deliverance from my enemy.
să ai priviri nevinovate. Și în tot ce faci să fii umil, cu cei din jur drăguți, gentil, să fii lipsit de răutate. Ce bine e să fii creștin, să porți în suflet bucuria, să-ți fie sufletul fragil, neîntinat de-a lumii stil, ce în sânul ei poartă mândria. Să fii ca el de fericit, creștine, cum e copilașul, să știi și tu că ești iubit, de un braț de tată ocrotit, oricât te arată ca vrăjmașul. La răutate, fii ca el, cum el e gata de iertare, că dacă nu trăiești ca el, în nou strălucit castel, în cer nu vei avea intrare. El nu-i viclean, nu-i prefăcut, cum deseori maturizarea ascunde sub priviri de lut, fățărnicii de necrezut, fără să știe adunarea. Ce bine e să fii creștin, cu sentimente naturale, să-i poți iubi și pe dușmani, pe-a mântuirii dreaptă cale, căci Dumnezeu e drept și sfânt, și răsplătirea lui mare la toți acei de pe pământ care au rămas în legământ în orice împrejurare. Voi, frați, fiți ca Abel, nu Cain, ca Iosif, nu ca Absalom, și ca micuțul Beniamin, iubit de Tatăl tău divin, fii adevăratul om. Fii așa ca Samuel în templu, la altar să stai, în rugăciuni, ca Daniel, ca Timotei, să fii model, exemplu tuturor să dai. Să fii ca tânărul voinic, să lupți cu Goliat cel greu, întotdeauna tu nimic, căci mare este Tatăl tău. Să fii așa ca și Isaac supus, să urci cu lemnele în spate. Fiecare avem de dus o cruce la Golgota sus, așa ca întâiul nostru frate. Surori, n-ați vrea să fiți și voi așa ca tinerele Scripturii, ca păzitoarea de la oi, sau ca Estera în război, să te lupți cu duhurile urii? Fiți ca roaba lui Naaman, fiți ca tânără aleasă, fiți ca Rut în zor de zi pe lan, fiți ca Marta gospodine, ca Lidia ascultătoare, luați uleiul de măsline și să-l așteptați pe cel ce vine, așa ca cele cinci fecioare. Fiți Maria în iubire, spărgând al inimii ulcior, pentru Hristos cerescul mire, grăbind mereu a lui venire, privind spre cer cu dor. Iar dacă nu veți fi așa, ca un copil la răutate, cu niciun chip nu veți intra la nunta ce se va serba sus în cereștile palate. Fă, Doamne, o cercetare vie și fă-ne după chipul tău, să fim a ta împărăție cu noi, să rămână Dumnezeu, să fim copiii tăi, Părinte, a tale fiice și ai tăi fii, împodobiți cu haine sfinte, cu râvnă, să-ți putem sluji. Cuvântul tău, păl să rămână în fiecare pe deplin, prin Duhul Sfânt și a ta putere în veci. Amin.
Binecuvântat să fie Dumnezeul care, după promisiunea făcută în grădina Edenului, când a făcut judecata între șarpe și femeie, și om mai bine zis și femeie, a decis ca într-o zi sămânța femeii să biruiască capul șarpelui. Și la vremea hotărâtă de el, a găsit cu cale ca printr-o fecioară, așa cum știm toți, să trimită în lumea aceasta pe cel care s-a născut în ieslea Betleemului. Și în seara aceasta, în cele câteva minute care mi-au fost acordate, mulțumesc fratelui Luca, pe care l-am întâlnit prima dată acum vreo 40 de ani în Timișoara, când a venit ca student de undeva, de la, nu știu de unde, din jurul Oradului. El, oricum, anii au trecut și ne-am mai întâlnit de atunci. Îi mulțumesc Domnului și pentru el și pentru dumneavoastră și mă rog Domnului ca în acest timp scurt să-mi dea Dumnezeu cuvintele care le are pregătite pentru sufletele dumneavoastră, pentru că, frați și surori, toate trec, viața zboară, dar gunoaiele rămân, dar să nu uităm că sufletul este nemuritor, este nemuritor. Și să nu uitați că sufletele noastre au o greutate rânduită de Dumnezeu și o strălucire care Dumnezeu urmărește umblarea vieții noastre pe pământ și caută cu tot ceea ce El știe că este nevoie, prin lucrarea care a rânduit-o prin Domnul Iisus Hristos, călăuzirea Duhului Sfânt, ca să ajungem la acea greutate spirituală înainte de a părăsi pământul acesta. Pentru că timpul trece și este mai scurt, eu aș vrea doar să stați așa, am să citesc din Cartea Evreilor, am să citesc mai scurt, doar câteva versete de aici. Spune aici așa, de la versetul 14 până la versetul 16, și întrebarea mea este pentru noi în seara aceasta, cine este Domnul Iisus pentru tine? Pentru că dacă ne uităm în Luca, în capitolul 2, îl găsim pe omul acela, bătrânul Simeon, despre care istoria spune că omul acesta ar fi trăit undeva peste 100 de ani, alții spun mai mult, nu aceasta este important. Important este că Dumnezeu a vrut să-l țină ca o mărturie și a spus, nu vei pleca până ochii tăi nu vor vedea pe cel care va fi izbăvitorul lui Israel. Și într-o zi omul acesta ajunge să țină un bebelaș pe brațe și citiți, vă rog, acolo cuvintele profunde pe care omul acesta când se uită la acest bebelaș spune, iată mântuirea lui Israel, izbăvitorul pe care Dumnezeu l-a rânduit. Întrebarea mea este, cine este el pentru tine și pentru mine? Și cuvântul spune aici așa, zice de la versetul 14, normal ar fi să ne ridicăm sus, dar stați așa pentru ca să nu mai deranjăm și să consumăm timp, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dragi frați și surori, dragi prieteni, dacă sunt aici în sală, Dumnezeul nostru care ne iubește într-un mod inimaginabil de mintea umană, de multe ori noi nu înțelegem, Doamne, de ce o trebuie să mă bagi pe aici? Doamne, dar de ce o trebuie să îngăduiești și lucrul acesta în viața mea? Pentru că Dumnezeu spune acolo, Domnul Iisus Hristos, în Ioan 14, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dar eu v-am pregătit un loc, ca acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și Domnul Iisus Hristos,
pentru cei ce am încheiat un legământ cu El. Pentru că vă aduceți aminte, cuvântul Evangheliei spune și Pavel vorbește clar. Când ne-am botezat în Hristos, noi am murit și am înviat. Și când am ieșit la viață din apa botezului, întrebarea mea este, sau Dumnezeu, pe unii cum și eu, m-a sigilat Domnul cu Duhul Sfânt undeva în subcetate, în zona Hațelui, când aveam aproape de 18 ani. Și din clipa aceea Dumnezeu a schimbat viața mea, m-am întors acasă și eram rebelul familiei. Și când am deschis ușa la camera mea, mama m-a întâmpinat în prag și a zis, s-a uitat la mine și a zis, ce s-a întâmplat cu tine? Și am zis, nimic. Și a zis, nu, Domnul Iisus Hristos mi-a spus azi noapte că te-o sigilat cu Duhul Sfânt. Frați și surori, Biserica lui Hristos, pentru noi cei care proclamăm și pretindem că așteptăm răpirea, că așteptăm întâlnirea cu Iisus Hristos, întrebarea mea este și întrebarea ta trebuie să fie, cine este pentru mine Hristos? Ce este Hristos în viața mea? Pentru că pentru omul acesta, Simeon, un prunc, pentru care cei mai mulți n-au dat nicio valoare. Irod s-a tulburat. El a văzut acolo pe Dumnezeu, a văzut dumnezeirea. Pentru mine, Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Pentru mine, Iisus Hristos, din ziua când mi-a pus sigilul pe viața mea, pentru că botez cu Duhul Sfânt înseamnă, de fapt, nu să vorbești în limbi. Tinerilor, atenție, frați și surori, botez cu Duhul Sfânt înseamnă m-a pus Dumnezeu deoparte și din clipa aceea, datoria mea de om, de femeie, de tânăr sau de tânără, pus de Dumnezeu deoparte, este să-mi pun viața deoparte pentru Dumnezeu. Și din clipa când mi-am pus viața deoparte pentru Dumnezeu, înseamnă că Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Și din clipa când Iisus Hristos este Domnul vieții mele, alegerile mele nu mai pot fi de stilul societății care mă înconjoară. Felul meu de vorbire nu mai poate fi un fel similar cu tinerii cu care sunt la școală sau cu colegii de la serviciu. Soră, frate, mamă, tată, cum vrei să te consideri, ci alegerile mele, vorbirea mea, purtarea mea trebuie să fie deosebită. Auziți ce spune aici? Rămâneți tari în mărturisirea voastră și dacă citiți dumneavoastră mai sus, spune acolo un cuvânt că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Întrebarea mea este dacă Hristos este Domnul vieții mele, dacă Hristos este Mântuitorul sufletului meu, dacă Hristos este Salvatorul meu, dacă Hristos, eu am declarat că-L voi urma. Astăzi, când am intrat în prima zi a anului 2017 și îndurarea lui Dumnezeu n-a găsit cu cale ca seara trecută să închizi ochii și să pleci în veșnicie așa cum ai fost sau așa cum am fost. Și a zis, mai lasă-l, mai las-o și mi-a mai dat o seară de 1 ianuarie 2017 în care să am posibilitatea și să avem posibilitatea să mă întreb. Cine este Iisus Hristos pentru mine? Ce reprezintă El pentru mine? Și ce face El pentru mine? Căci ce-a făcut știu, dar să știți că El vrea să facă totul, a făcut totul și vrea să facă în continuare. Problema mea este, a mea este următoarea. Îi dau voie? Îl recunosc? Creez eu loc pentru lucrul acesta în viața mea? Răspunsul este la mine. Cheia este la dumneata, ale cel ce asculți în sală. Tinere, tânără, frate, soră, cheia este la noi, pentru că noi am făcut o mărturisire într-o zi. Noi cei ce suntem aici și avem un legământ, am depus o mărturie într-o zi. Am spus lui Dumnezeu că îmi vor urma cu credincioșie. Am spus că îl vom sluji. Am spus că El este Cel care ne va călăuzi. Am promis că nu vom face decizii fără călăuzirea Lui. Am promis că dacă Dumnezeu ne va îngădui să slujim în o anumită situație, în popor, înaintea poporului, nu vom face nicio acționare și ne vom smeri, ne vom apleca și vom asculta vocea lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun, frați și surori, orice facem pentru Dumnezeu, dacă nu facem sub călăuzirea și ungerea lui Dumnezeu și facem împinși de firea pământească, vom culege ceea ce am semănat, n-o să ne placă,
dar nu vom avea șansă să mai schimbăm. Haideți în seara aceasta fiecare să schimbăm și să ne reverificăm. Spune aici, din nou citesc, am rămas noi tari în mărturisirea pe care am făcut-o înaintea lui Dumnezeu? Am rămas noi tari în hotărârile pe care le-am luat? Poate ai făcut în anul care a trecut, în anii care au trecut. Poate ai făcut înaintea lui Dumnezeu juruințe. Poate ai fost strâns cu situația și ai zis, Doamne, fac așa, fac așa, fac așa, fac așa. Câte dintre astea le-am împlinit sau multe nu le-am împlinit? Haideți să începem anul acesta, cum zice românul, să-l începem cu dreptul și să revenim. Și spune aici versetul 15, noi n-avem un mare preot. Este Iisus Hristos pentru tine marele preot? Este Iisus Hristos pentru mine marele preot? Spune cuvântul în continuare, El are milă de slăbiciunile noastre. Aș vrea să nu înțelegem greșit cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi, nu pentru ca noi să ne permitem să trăim în continuare așa cum credem noi sau așa când vedem că nu merg lucrurile, o luăm pe aici, că doar trebuie să meargă și așa. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Domnul Iisus Hristos este Cel ce ne iubește și în dragostea Lui, El pretinde de la noi să fim perseverenți cu viața noastră, iar cuvântul lui Dumnezeu să fie pentru noi treptarul vieții. Poate unora de multe ori ni se pare cam raf unele lucruri, ni se par cam dure. Vreau să vă spun ceva, e foarte bine să fim duri, nu cu soția, nu cu copiii, nu cu frații din biserică, nu cu colegii la serviciu, nu cu vecinii. For myself, talk to myself, be rough with yourself. Și dacă eu mă verific bine înaintea lui Dumnezeu, atunci voi reveni aici la cuvânt. El este El pentru mine marele preot? Îl consider eu pentru El marele preot? Dacă eu îl consider pe El marele preot al vieții mele, atunci când știu că se apropie cina, atunci când știu că se apropie să mă apropii de Dumnezeu, și poate este greșită înțelegerea aceasta, că de fapt dacă ne apropiem de Dumnezeu numai atunci când vine cina, ce se întâmplă dacă vine Domnul să mă ieie când îi de la o cină la alta? Ce am făcut? Pe unde? Unde sunt? Unde e greutatea mea? Deci, de fapt, cu alte cuvinte, relația mea cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, despre care Cartea Evreilor spune clar, și El a primit slujba de la Dumnezeu, o slujba împăcării, frați și surori. Dragi ascultători, slujba de mare preot, de mijlocitor, și zice aici, El are milă de slăbiciunile noastre. Lui pare rău de mine, dar asta nu înseamnă, cum i-a zis femeia acelea, când a fost acuzată și condamnată la nimicine. Și a zis, care n-are niciun păcat, să iei piatra și arunce primul. Dar întrebarea mea, și dumneavoastră știți majoritatea, scena, a încurajat-o pe femeie să continue, i-a zis, auzi, nu te condamn nici eu, dar știi ceva, de azi încolo să fii alta, de azi încolo să fii alta. Ce-mi spune mie aceasta? De azi încolo, 1 ianuarie 2017, n-are importanță cât de tânăr ești, nu-mi permite timpul. Dar vreau să vă încurajez, frați și surori, tineri dragi, ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de sfaturile bune, ascultarea de cei ce ne dau sfaturi după cuvântul lui Dumnezeu, nu va aduce negativ în viața ta, nu va aduce descurajare, nu va aduce o situație de dezorientare, ci va aduce în viața ta o situație de întărire, o situație în care vei putea să stai drept și vei putea să-L lauzi pe Dumnezeu prin cele mai grele încercări, prin cele mai grele situații. Pentru tine Dumnezeu va fi Dumnezeul tău, îl vei înălța și te vei încrede în El și te vei bucura de bucuria care ți-a dat-o în inimă. De ce? Pentru că ai ales să rămâi cu El și ai ales să te păstrezi pentru El și ai tratat cuvântul lui Dumnezeu cu seriozitate. Pentru că, repet, versetul 12 vorbește clar, El cunoaște toate lucrurile. Și Pavel vorbește în 2 Corinteni, capitolul 10, vorbește acolo scurt, parafrazez, măcar că trăim în trupul acesta. Orice gând, noi avem obligația să-L facem rob ascultării de Hristos.
Ce înseamnă aceasta, frate și soră tinere? Ce înseamnă aceasta? Orice gând, every thought, everything which comes to your mind, everything. You have to report to the Bible. Fiecare cuvânt, fiecare gând care vine în viața noastră, noi trebuie să-l verificăm și să-l comparăm cu învățătura sfântă a lui Dumnezeu și să verificăm, se potrivește cu cuvântul sfânt al lui Dumnezeu? Se potrivește cu învățătura biblică? Se potrivește cu viața sfinților din trecut? Dacă se potrivește, e foarte bine, îl acceptăm. Dacă nu se potrivește, îmi pare rău, dar trebuie să-l resping. Spune aici versetul 16, pentru că vreau să mă apropii de încheiere. Zice așa, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și pentru ca să găsim ajutor la vreme de nevoie. Poate pentru cineva în seara aceasta este o vreme de nevoie. Poate cineva aici în sală se găsește la o situație critică în viața lui. Poate cei din jur, nu știu. Suntem încurajați de cuvântul Evangheliei ca să îndrăsnim. Suntem încurajați să strigăm, să batem. Dar pentru aceasta trebuie să ne deschidem inima față de El. Femeia aceea, când a fost confruntată cu realitatea, n-a încercat să mascheze nimic. A recunoscut realitatea situației fără comentarii. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ne iubește, dar El vrea ca noi să fim ființele originale, să fim ființele transparente și să venim înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem noi și să recunoaștem situația cu care ne confruntăm și să recunoaștem că fără El și fără ajutorul Lui noi nu putem să biruim și nu putem să avem nicio soluție de rezolvare numai prin El și numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și făcând lucrul acesta, încrezându-ne în El, crezând că El a fost rânduit de Dumnezeu ca cel care să stea în vremea aceasta a Harului la dreapta tronului de mărire și de îndurare și să mijlocească pentru noi. Poate cineva e aici care are păcate. Bine ar fi să nu fie nimeni. Dar poate cineva e aici care are păcate. Poate cineva e aici care a zis, nu știu. Se pare că dacă nu mai apare nimic, dacă nu apare nimic, se termină cu mine. Eu vreau să spun în seara aceasta că nu se termină. Și cel ce și-a dat viața, stă la dreapta lui Dumnezeu ca mijlocitor și este gata să mijlocească pentru mine, pentru tine, pentru orice situație dificilă, pentru ca să poți să primești biruință, pentru ca să poți să primești izbăvire, pentru ca să poți să primești salvare și Dumnezeul nostru să ne întărească. Și vă sfătuiesc, poate nu-i timp acum, nu ar fi rău să intrăm într-o rugăciune, dar aceasta rămâne la latitudinea păstorului noastră. Dar vreau să vă spun, căci înțelepciunea lui Dumnezeu ne învață să fim oameni înțelepți și să profităm de situația care ni se pune în față și să îndrăsnim la Dumnezeu, să îndrăsnim cu deplină încredere, dar cu o umilință profundă și să-L recunoaștem pe El, că El este marele păstor, El este marele preot, El este salvatorul nostru care și-a dat viața la calvar, s-a născut într-o iasle umilă, smerit, știți de ce? Pentru ca și cel cu posibilitate și cel fără posibilitate să îndrăsnească și să poată să fie izbăvit. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, El să ne întărească, El să ne sprijinească și El să ne ajute ca să putem, frați și surori, să biruim și să rămânem în credința care a fost dată sfinților pentru totdeauna. Dumnezeul cel care are toată puterea să ne călăuzească și în anul în care am intrat, în 2017, să facem reînnoirea vieții noastre prin îndurarea care ne stă la dispoziție. Domnul Iisus Hristos să fie binecuvântat și El să rămână călăuzitorul, mântuitorul și salvatorul vieții noastre. Amin. Tuturor care sunteți cu noi la începutul acestui an, vă binecuvântăm din toată inima și am vrea din toată inima să începem cu toții un an nou
într-o atmosferă plăcută Domnului și să ne dea Domnul în acest an o viață nouă, o relație nouă, o părtășie nouă cu Domnul unii cu alții și să fim o binecuvântare pentru cei care sunt în jurul nostru, în casele noastre, la locurile de muncă, la școală, în biserică și oriunde Domnul ne va purta în anul 2017. Am ocazia să văd fețe care nu le-am văzut, probabil n-au fost cu noi nici în ajunul Crăciunului, nici în sărbătoarea nașterii Domnului Hristos și ne bucurăm să vă vedem aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am spus Dumnezeu să vă binecuvinteze, oameni buni! Câteva anunțuri și după aia o să facem cu toți o lucrare. Repetițiile și toate activitățile Bisericii Philadelphia peste săptămână sau în timpul săptămânii în care am intrat se vor desfășura așa cum ele au fost așezate, programate. Doar sublineți, marți seara rugăciune de la orele 8. Și pentru că am vorbit despre rugăciune, aș vrea să vă spun că în anul 2017, și nu numai în anul 2017, în viața noastră sunt câteva provocări mari, mari de tot. Și vreau să vă spun foarte rapid. Primele trei mari provocări care le avem noi, în funcție de, le-am luat în ordinea în care le-am găsit că de câte ori apare în Biblie. De exemplu, o provocare este viața de rugăciune. Cum tratăm noi rugăciunea în viața noastră personală? Ce rol are ea? Cât importanță îi dăm? În al doilea rând, dragostea. Dragostea față de semenii noștri, față de Domnul și dragostea față de toți oamenii. În funcție de cum noi o găsim în Biblie, de câte ori scrie în Biblie despre dragoste. Și poate că o să rămâne surprinși. Și în al treilea rând, pentru că ne stă în față o lucrare la care toți participăm. Vedeți, nu toți putem să cântăm, nu toți putem să recităm poezii, nu toți putem să predicăm. Dar toți că suntem aici, vom putea să facem o lucrare. Și mă tare tem că lucrarea asta este privită din noi banală, fără importanță. Și nu-i dăm importanță. Nu-i dăm importanță pentru că noi credem că lucrarea asta nu-și are în lucrarea lui Dumnezeu un rol determinant, important. Și urmăriți, care este lucrarea asta? Banii. Rugăciune, dragoste și bani. În Biblie, despre rugăciune se scrie de 371 de ori. Despre rugăciune. De 371 de ori se scrie în Biblie despre rugăciune. Despre dragoste, în Biblie găsim scris de 714 ori despre dragoste. Dar despre bani găsim scris de 2162 de ori. Dar de ce? Vedeți, m-am uitat astăzi, m-am documentat bine, vin documentat în fața voastră. De ce de bani scrie de 2162 de ori? Știți de ce? Pentru că noi ne dăm seama și noi banalizăm banii și noi credem că Dumnezeu n-are nevoie de banii noștri și că Dumnezeu e atât de bogat că Dumnezeu face din nimic orice. Că Dumnezeu are bani, El are bani, a Lui cerul și pământul și tot universul este a Lui. Dar din punct de vedere a lucrărilor care nouă ne stă în față, oameni buni, rugăciunea este foarte importantă. Amen? E importantă ori nu e importantă? E foarte importantă! Dragostea e importantă? Yes! E foarte importantă! Dar banii nu-s mai prejos. Nu-s mai prejos. De aceea în Biblie scrie de 2162 de ori despre bani, pentru că noi nu avem o concepție clară, limpede și sănătoasă despre bani. Cum să facem banii? Cum să-i cheltuim? Și ce rol au banii în lucrarea lui Dumnezeu? Asta este problema numărul unu, dacă vreți, a Bisericii Philadelphia, ca biserică locală, este problema numărul unu a marilor organizații, știu eu, evanghelice din lume. Toți cer banii, pentru că lucrarea Duhului Sfânt sau vestirea Evangheliei, mântuirea oamenilor,
Și venirea la Domnul Iisus Hristos a celor nemântuiți se face cu ajutorul Duhului Sfânt și cu bani. Se face cu ajutorul Duhului Sfânt și cu bani. Și dacă noi la adunarea generală o să vă prezentăm care a fost aportul Bisericii Philadelphia la mod individual în ceea ce privește acoperirile, intrările de fonduri în accountul bisericii și ieșirile afară, veți rămâne uimiți că au ieșit cât au intrat și a mai rămas cu foarte puțin bani balanță. De ce? Pentru că concepția mea și a dumneavoastră despre bani este greșită. Este greșită, asta e problema mare. Asta este problema și poate că ridic prea tare tonul. Vreau să-l las mai încet și să-l vorbesc mai dulce. Nu? Problema banilor, oameni buni. Noi, din punct de vedere ca și creștini, nu avem o învățătură sănătoasă, nu înțelegem că lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de bani, de banii mei și de banii dumneavoastră. Ne ridicăm în picioare acum și v-am spus de mult și prea multe, dar dați-mi voie, you know what? Dați-mi voie să citesc un singur verset, Maleahii, capitolul 3, versetul 10. Auziți? Dumnezeu n-are nevoie de zeciuile noastre, dintr-un punct de vedere. Și cineva a spus, mai bine să dăm 10% cât ne cere Dumnezeu, ca cele 90% să fie o binecuvântare pentru noi. Și acum ascultați foarte bine până la capăt de ideea aceasta. Pentru că cei care nu dau nici măcar 10%, 100% care rămân în accountul lor nu sunt o binecuvântare pentru ei. Nu sunt o binecuvântare. Și ca 90% să fie o binecuvântare, trebuie neapărat să-i dăm Domnului 10. Pentru că dacă rămâne la noi 100%, banii aia nu sunt o binecuvântare pentru noi. Dar pentru noi, dacă îi dăm Domnului 10%, 90% sunt o binecuvântare. Și acum ascultați, vă rog frumos, ce vă citesc eu din Sfânta Carte. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielele, ca să fie hrană în casa mea. Toate, pe vremea aceea se dădea zeciuială din toate veniturile. Din toate. Noi nu cerem să, dacă și-a cumpărat cineva 10 costume, unul să-l dea la săraci. Cerem asta noi? Nu cerem. Sau 10 perechi de pantofi. O perecă să o dai la săraci. Dar nu aia veche, uzată, să cumperi una nouă pentru săraci. Ei? Puneți-mă astfel la încercare. Acum Dumnezeu ne provoacă și ne spune, puneți-mă la încercare, puneți-mă, dacă voi îmi dați mie 10%, puneți-mă la încercare și veți vedea, spune aici versetul 10, dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare, măriți să fie Domnul! Amin. Dumneavoastră credeți în Biblie? Dacă credeți în Biblie, spuneți amin. Credeți Dumnezeu că se ține de cuvânt că El va turna peste noi belșug de binecuvântare dacă noi îl vom pune la probă pe Dumnezeu? Și aș vrea la început de an să vă provoc. Hai să-L punem la probă pe Dumnezeu, să-I dăm 10% din ce veniturile noastre și dacă El la sfârșitul anului nu ne-a dat belșug de binecuvântare, vă rog frumos, luați ideea aceasta din partea mea ca o idee care n-a venit din partea Domnului și nu o mai aplicați în viața dumneavoastră. Eu vă provoc în această seară, frate, o să spui, am o pensie de 300 de dolari. Știi cât să dai din 300 de dolari la casa lui Dumnezeu? 10%, 30 de dolari. Din pensia ta dă 30 de dolari la casa lui Dumnezeu. Și Biblia spune că îți va da belșug de binecuvântare Dumnezeu. Dumnezeu să ține de cuvânt. Amen, amen. Faci 3.000 de 300, frate. A 10.000 de 1.000. Asta înseamnă 10%. Doamne, iarăși am început anul 2017 cu bani. Păi uite că Biblia mă obligă.
Rugăciune scrie în Biblie de 371 de ori, despre dragoste scrie de 714 și despre bani scrie de 2162 de ori. Iată de ce la prima colecție de 2017, de la microfonul Bisericii Philadelphia, vă rog din toată inima să luăm și dragostea, să luăm și rugăciunea în modul cel mai serios, dar să luăm și banii pe care noi îi dăm Domnului ca El să se folosească de ei. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Cântăm cu grupul de laudă o cântare, veniți vă rog în față și ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. I hope că nu v-am șifonat la început de an și dacă v-am șifonat, să vă liniștească Duhul Sfânt și să vă îmbucure Duhul Sfânt. Dar eu v-am spus ceea ce Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă înainte ca să vin la casa Domnului. Ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, serviciul va continua și numele Domnului să fie lăudat. După ultima predică, grupul de laudă, ascultați bine, grupul de laudă, ascultați bine, opriți orga. După ultima predică, pentru că sunt frați și surori care n-au fost cu noi de Crăciun, o să încheiem seara asta cu o cântare sau două cântări de Crăciun. Dar nu alea noi care nu le știu toți. Vă rog frumos, alea vechi care le știu toți. Și apoi o să spunem amin. Cântăm acum și dăruim darurile noastre Domnului și serviciul va continua și în numele Domnului să fie lăudat. Amen, amen. Glasul meu răsună astăzi pentru voi. Să aveți bani de la prință și galanță cum am să îi pregătim. Nu mai este mult din noapte și rugeavărul de cei care să vin.
să reocupați locurile, în continuare spre slava Domnului să închină corul bisericii, apoi un trio prin sora Briana, Ionel și Ionela, Domnul să le binecuvinteze, apoi o poezie prin sora Cristina Băderaș, Domnul să binecuvinteze și pe ea, apoi fanfara bisericii. Și după aceste puncte ne pregătim inimile noastre să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Vasile Strâmbu, Domnul să-l binecuvinteze, Duhul Sfânt să folosească pentru nevoile noastre spirituale și toate acestea să fie spre slava și gloria Domnului. Amin.
faci comor pentru viața ta. Când anul se sfârșește și meditez în gând, tăcut, iubirea ta mă copleșește privind la tot ce a trecut. Doar mâna ta de împărat mi-a dat putere, biruință, ca medic tu m-ai vindecat de pur.
boală și de neputință. Când încercările au venit, lovind în mine cu putere, cu brațul tău m-ai ocrotit, legându-mi rana și durere. Iar când ispita m-a învins în lupta vieții pe pământ, la pieptul tău cald m-ai cuprins și m-ai spălat în sânge sfânt. Mi-ai dat puteri prin Duhul tău când eu am vrut să mă opresc și m-ai ferit de orice rău al meu picior să nu-l lovesc. Te rog, în anul care vine, să fii cu mine tot mereu, să mă conduci când totu-i bine, dar și când vine valul greu. Nu mă lăsa, o bun părinte, nici când să cad pe calea ta, și atunci când nu mai am cuvinte să-ți spun în slujba viața mea. Tu lasă-ți binecuvântarea în tot ce sunt și tot ce fac, ca luminând oricând cărarea, să pot să-ți fiu mereu pe plac. Păstrează-mă în a ta iubire, Iisuse drag, oh, Domnul meu, să fiu curat la mea trăire, ca fiu ales de Dumnezeu. Amin.
Scumpă Biserica Domnului Iisus Hristos, scumpii mei frați și surori, aș vrea să-mi permiteți să mă alătur de ceilalți frați și să vă urez tuturor celor ce sunteți prezenți și care ați găsit cu cale să fiți în seara zilei de astăzi în casa Domnului, să vă urez un an nou fericit, dar cu Domnul. Aș vrea să vă spun că vă doresc din toată inima ca Dumnezeu în anul 2017 să se implice mult mai mult în viața voastră, în familiile voastre și în biserica noastră. Îmi doresc lucrul acesta și vă mai urez ca anul 2017 să vă surprindă cu surprize plăcute. Pentru că El este un necunoscut. Vă doresc din toată inima lucrul acesta. Fie ca anul 2017 să aveți doar surprize plăcute în viața dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că ce anul trecut pe vremea aceasta, tot de aici, de la acest amvon, ni s-a urat și se urează lucruri frumoase. Și ne bucurăm de lucrul acesta. Dar anul 2016 a fost o enigmă mare pentru mulți, un necunoscut, un an al surprizelor neplăcute. Și dacă am putut merge să ne gândim puțin la noi, deși poate ca seară, prin obiceiul nostru românesc, îngropat am anul, anul nu se îngroapă. Este un obicei luat de nu știu unde. Nu l-am căutat îndeadin să văd de unde-i venit. Dacă vreți să știți, iubiții mei, frați și surori, când se va desface și va veni ziua judecății, toți vom fi judecați de trecutul nostru și nu de prezentul. Că atunci va fi ziua când nu se va mai face nimic la prezent. Tot ce ne caracterizează în viața aceasta este trecutul nostru. Și de multe ori căutăm să scăpăm de el, spunând că îl îngropăm. O, ce bine ar fi! Și asta mi-o spun mie, ce bine ar fi fost dacă de la începutul anului 2016 mi-aș fi făcut o agendă și să scriu fiecare zi cum am petrecut-o cu Dumnezeu și cum am petrecut-o cu viața mea, care mi-au fost deciziile și hotărârile. Vreau să vă spun, căci acum dacă aș deschide anul acesta, m-ar provoca mult mai mult la o apropiere de Dumnezeu. Dar pentru că de multe ori nu plătim atenția necesară nici la ceea ce se vorbește, nici la ceea ce se citește, mergem într-o viață și într-un tumult așa cum mergem. Ați văzut și sunteți conștienți toți. Eu văd și peste noi aici, parcă este o stare așa, hai să nu-i zic nicicum ca să nu vă supărați. Dar omenirea noastră a început cu stângul, chiar dacă fratele Nelu ne spunea să începem cu dreptul. Omenirea noastră a început cu stângul. Astă noapte, la ora 1 și 15 minute în Istanbul, un om dezicat, în costum de, românii spun mor, gerilă, engleze Santa Claus, a intrat și a omorât 39 de oameni și 70 i-a rănit. La ora 1 și 15 minute. Spunea fratele Teo de câte ori este scris cuvântul de dragoste în Biblie. Vreau să vă spun pentru cei ce doriți să știți lucrul ăsta. Pe site-ul companiei Amazon, unde se cumpără cărți, există o statistică. 964.000 de cărți care vorbesc numai despre dragoste. Vă stau la dispoziție să le citiți. Și lumea noastră e plină de ură. Și noi trăim într-o lume greu de imaginat și foarte greu de explicat. Ce să spun dacă venim la noi? Cât de enigmatic a fost anul 2016. Și vreau să vă răscolesc puțin memoria.
Cine ar fi crezut că în 2016, în oarecare din lună, familia Burkeci, fratele Ionel și sora Paulica, vor spendui în 10 de zile lângă patul fiicei lor, plângând până și cămașa să tremure pe ei. Cine ar fi putut să spună lucrul acesta? Dar cine ar fi putut să spună că în luna a 7-a anului ce a trecut vom avea o veste care ne-a împlut inimile de întristarea tuturora? Familia Pand să treacă printr-un set de evenimente atât de dure și de triste. Cine ar fi putut să spună oprește-te, că-i destul? Cine ar fi putut să spună când în luna octombrie, într-a doua săptămână, fratele Traian Țicărat a venit și ne-a spus: soția mea e diagnosticată de cancer și într-un grad avansat. Cine oare este cel care poate să cunoască taina anului 2017? Vreau să vă spun că mintea omenească nu poate, dar există unul. Și acela este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Permiteți-mi să citesc din Sfânta Scriptură din două locuri: rămâneți așa cum sunteți. Și ambele locuri sunt din Vechiul Testament. În primul este din Levitic, capitolul 23, și am să citesc doar 3 versete. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: în luna a 7-a, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă. Slăvit să fie Domnul. O zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbiță și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă, ci să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Biserică creștină, lume laică creștină, puneți-vă întrebarea: cum sărbătoriți ziua aceasta? Vedeți dacă seamănă. Și dacă nu seamănă, știți care este calea într-acolo și știți ce aveți de făcut. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să merg în partea a doua și să deschid Sfânta Scriptură în Psalm și voi citi de aici, iarăși, vreo 3 versete. Și spune în felul următor în Psalmul 60: ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului. Pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți, scapă-ne prin dreptatea ta și ascultă-ne. Dumnezeu a zis în sfințenia Lui: voi ieși biruitor. Slăvit să fie numele Domnului. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Atât am citit din Sfânta Scriptură și cred că ne ajunge pentru ziua de astăzi. Și ne ajunge pentru mult timp. Un cuvânt atât de măreț, care spune psalmistul aici, a zis: ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului. Și noi știm cine este adevărul, nu mai mergem la detalii. Dacă porți un steag, aș vrea să te întreb în ziua de astăzi: ce steag porți? Și a cui steag? Că sunt multe steaguri în lumea noastră. Și în zisa lume creștină, Domnul dă steag numai celor ce se tem de El. Căci prin steagul care îl dă, îl reprezintă pe El. Și ăștia nu vor merge niciodată cu El jos, ci ăștia îl vor ridica pentru biruința adevărului. Slăvit să fie numele Domnului. Frații mei scump,
Toată săptămâna m-am gândit și am cugetat la multe lucruri. Și am zis, n-am să-mi fac o predică pe puncte, n-am să-mi fac nu știu câte și alte lucruri. Și m-am gândit la câteva lucruri care m-ar putea să mă motiveze într-un mod deosebit. Anul acesta pentru o viață mai apropiată de Dumnezeu. Și am găsit scris și am să vă citesc. Tot din Sfânta Scriptură, în Matei, în capitolul 5, am găsit un verset pe care vreau să-l citesc și spune în felul următor. Biblia, Matei, capitolul 5, cu versetul 20. Și apoi mă voi duce în Apocalipsă la un alt verset. Sunt versete pragmatice, sunt versete unde nu mai ai nicio comentare, sunt versete unde trebuie să te pui în fața Lui și să tremuri și să plângi, căci este cuvântul Lui Dumnezeu. Și spune așa, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția Lui Dumnezeu. Poezia care se spunea vorbea despre creștinism și ne amintea lucrurile acestea, cum vom intra și nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Și eu îmi pun problema și îmi pun această întrebare. De ce oare creștinismul în zilele noastre este văzut atât de și atât de insuportabil și atât de nerespins și atât de respins? Ce s-a întâmplat? Unde e greșeala? Unde este problema? Nu-i problema la, e problema la Dumnezeu, nu mai intervine El? Ba, intervine de fiecare dată, slăvit să fie numele Lui. Dimineața ne mărturisea un frate că am fost mai puțin, dar să știți că am venit să ne rugăm pentru poporul Domnului și am fost aici și ne spunea din minunile Lui Dumnezeu. Când Dumnezeu intervine și vindecă, zicea, eu cu ochii mei m-am uitat. Când ne rugam pentru vindecare, femeia necredincioasă a venit pentru prima dată în biserică și a desfăcut haina unde era tumoarea și s-a uitat și zice, cum mă uitam eu în timpul rugăciunii ce alții se rugau? Se vedea de fiecare dată cum tumoarea se face tot mai mică, tot mai mică. Și când s-a încheiat rugăciunea, a dispărut total. Și m-am mișcat până la lacrimi și am zis, oare unde este și care e problema de este atâta repulsie față de creștinism și de față de ceea ce se numește creștinism. Frați și surori, am să spun și lucrul acesta puțin mai târziu. Și am zis că în Apocalipsa mai există un verset, în capitolul 3, versetul 2, dacă nu greșesc. Și acolo Biblia spune și nu spun eu, spune însăși Domnul Iisus că așa aici, unde am citit în versetul 20 din 5 Matei, tot El spune și spune lui Ioan și zice așa, Îngerului Bisericii din Sarde să scrie, știu faptele tale, știu că-ți merge numele, că trăiești, dar vreau să spun realitatea, ești mort. Scurt, mai avem ceva de adăugat aici, frați și surori? În lumea interpolă, toți cei ce știți s-ați citit sentința celor care răspund și celor ce-s mai sus, când unul nu-și îndeplinește corect rulurile, se duce la el și scurt îi spune... Nimic mai mult. De azi ești un om mort. Știu. Știu ce ai făcut, știu ce ai, știu tot, tot, tot. Știu și ce nume porți. Dar ei așa spun. De azi ești un om mort. Și de la zis până la înfăptuit, poate să treacă o lună, poate să treacă un an, poate să treacă o săptămână. Și poate că cel căruia i s-a spus aceasta să-și mai permită și să zică că oh, nu poate că a uitat. Nu. Într-o bună zi, legea lor se respectă total și fără nicio eșoare. Într-o bună zi, vine unul
și îl execută. Și-a încheiat. Ei de aici au copiat. Vine o zi, frați și surori, în care, dacă noi nu ne pocăim din toată inima, nu mai avem ce face. Sentința este absolută și fără de niciun echivoc. Ne întoarcem înapoi. Cum poate fi această neprihănire a fariseilor? Și dați-mi voie să vă atrag atenția puțin. Să știți că Domnul Iisus Hristos n-a spus: dacă neprihănirea voastră nu va întrece fățărnicia fariseilor. Nu, nu. N-a spus nici dacă neprihănirea voastră nu va întrece sistemul de lucru al fariseilor. Nu, nu. Deși l-a cunoscut și l-a știut, el a scos în evidență și a pus punct pe lucru cel mai mare care l-aveau, pe neprihănirea lor. Și-o zis cu niciun chip. Și apostolul Pavel, când spune, zis, sunt ce ei evrei? Ba, sunt. Păi după lege spune și eu, au ei lege, au. Și eu am, după lege am fost neprihănit. În ce privește râvna, rămâne de discutat. Am fost un mare prigonitor. Lucram din necredință în neștiință. Așa a spus apostolul Pavel. Dar Domnul Iisus le-a spus oamenilor atunci în predica de pe munte: dacă nu întrece pe-a lor, frați și surori, uitați-vă ce vreau să vă spun. Să știți că undeva fariseii, am putea să luăm exemplul acesta de aici, de la noi la biserică, dacă s-ar spune, haideți să mergem până unde? Până la George Amol, dar să mergem pe jos. Și cineva ar spune, vezi că fratele cutare deja este acolo, unde? Este aproape la intersecție cu 20, să facă la stânga. Tu trebuie să-l întreci. Tu trebuie să-l întreci. Păi dacă eu trebuie să-l întrec, ca să ajung acolo, păi ce trebuie să fac? Trebuie să lupt și să alerg, fraților. În primul rând trebuie să-l ajung și apoi să-l întrec. Nu e chiar așa o glumă. Nu e chiar așa de ușor numai, cum credem de multe ori. Dar ce erau aceiași farisei? Cine erau ei? De unde vin? Unde au luat ființă? Care este apariția lor? Pentru că nicăieri în Vechiul Testament nu veți găsi cuvântul de fariseu. Apare prima dată, dacă nu greșesc, prin Matei, în capitolul 3, un verset oarecare, când Ioan Botezătorul exclamă. Dar nicăieri în Vechiul Testament nu-i găsim. Cine sunt oare aceștia? Frați și surori, fiecare dintre dumneavoastră, știți că Israelul a avut parte mai mult de robie decât de libertate. În cei 4.000 de ani de la formarea lor, după cum o luăm biblic, după neamuri și spița de neamuri, eu nu mă iau după fanteziile acestor oameni cu milioane de ani lumină. Să fie sănătoși sau cu milioane de nu știu că și nu știu, aia sunt ale lor probleme, nu ale mele. După neamuri, după spița de neamuri calculată biblică, cei 4.000 de ani de existență și ceva, poporul acesta a fost mai mult rob decât liber. Poporul acesta, deși chiar că a fost poporul lui Dumnezeu și este ales de Dumnezeu și Dumnezeu are privirile înspre el, indiferent de toate, de toate deciziile ce le-a dat Obama și o nu le ține sau le mai mișcă sau nu le mișcă, Dumnezeu este cel ce-l are în vedere. Oamenii aceștia au fost mai mult robi și duși de alții. A venit o perioadă când au mers ani grei, mulți în robie. Și Dumnezeu a rânduit ca în poporul Israel legea lor, viața lor socială, viața lor de zi cu zi să fie bazată pe o viață morală prima dată și apoi pe economie și alte lucruri de genul acesta. De aceea le-a instituit legea și le-a dat pe leviți care să învețe legea și care să le spună totdeauna ce au de făcut. Așa după cum în zilele noastre de astăzi în Efeseni, apostolul Pavel spune, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători, cu un scop, cu un scop să ne învețe, frați și surori, să ne ajute, frați și surori, în călătorie și să ajungem la desăvârșire. Dumnezeu să fie lăudat. Nu le-a dat savanți care să despice piatra și să spună unde-i diamantul. Le-a dat casa leviților să învețe legea. Dar au eșuat și ei de multe ori, cum am eșuat și noi, cu toată învățătura. Au fost duși în robie.
templu n-a mai fost. S-a desființat în robie, n-au mai avut templu. Evreii n-au mai avut sinagogă. Neamul leviților n-au mai avut slujbă. Și au trebuit să facă ceva. Și ceea ce ei au făcut, s-au recalificat, s-au reprofilat. Unii s-au dus la meseria robiei, alții s-au apucat de alte meșteșuguri, dar unii care au rămas loiali au pus mâna pe creion, pe spix, pe ce aveau ei atunci, pe papirus, și au început să copieze legea lui Dumnezeu, slovă cu slovă, literă cu literă, și s-o dea poporului, s-o împrăște poporului prin robie, pentru că ei nu acceptau. Ei nu acceptau ca poporul să împrumute cultura altora. Aveau dat cuvânt de la Dumnezeu să nu aibă așa ceva. Dar între ei, acești leviți au devenit cei care scriau zi de zi și împrășteau aceasta prin popor. Dar între ei a apărut o altă partidă, tot dintre ei și tot din neamul lor, care și ei scriau. Dar ăștia spuneau în felul următor: hei, puțin, stați puțin, ce e baiul? Sunteți prea dogmatici? Sunteți prea tradiționali? Auzi, ești monofob? Stați puțin, nu așa. Noi suntem în robie, copiii noștri cresc aici, neamul nostru, lucrăm toți aici, și va trebui să băgăm în vocabularul nostru, în limba noastră, în scrierile noastre, cuvintele lor. Păi ce să faci? Trebuie să o faci și pe asta, că ești silit de împrejurare, nu? Și o faci. Și-au acceptat-o și astfel a apărut partida saducheilor, care împrumutând și pe ăla, împrumutându-l și pe ălălalt, și luând și pe ăla de la original și înlocuind originalul cu ăla, au ajuns că ei nu mai credeau nici în vedenii, nu mai credeau nici în înviere. Partida aceasta saducheilor. Și atunci poporul a ajuns într-o dilemă grea. Într-o dilemă foarte grea. Avem două învățături. Ce facem? Dragii mei frați și surori, cam astea sunt stările și pe la noi în zilele noastre de astăzi. Și aș vrea să vă dau un exemplu, să știți. Lumea noastră creștină, dacă vreți să auziți un news care să vă crape urechile, toți ne-am bucurat când l-am ales pe Iohannos în România și am spus un evanghelic. Evanghelicul nostru ne-a dat de pământ în România. Anul trecut, pe la mijlocul anului, România noastră a avut un cod de legi, codul familiei, care era bazat pe moralitate și a fost pus și votat și încimentat în țară pe vremea fostului președinte, care tăți avem numai lucruri rele de spus de el. Îl știți dumneavoastră foarte bine. Și anul trecut, la mijlocul anului, acest evanghelic, ca să pară bine cu toți evanghelicii căzuți și corupți, a spus în felul următor, la codul familiei, și a zis așa: orice tânăr care are 18 ani, orice tânără care are 18 ani, are dreptul să-și împartă viața conjugală sau patul cu cine vrea. Astfel încât tot ce era pedepsit în România cu ani grei de închisoare pentru incest, la ora actuală orice incest din România este abolit, este scos. Așa că nu-i nicio problemă dacă o minte stricată de mamă își acceptă să-și împartă viața conjugală cu fiul ei. Are dreptul. Nu-i nicio problemă dacă un tată stricat și bătut în cap își împarte viața conjugală cu fiica. Are dreptul. Nu-i nicio problemă dacă doi copii zăpăciți la cap de tot ce vrei vor să trăiască împreună, mamă, soră și frate. Au drept. Aceasta ne face uriți în fața popoarelor care se uită la noi. Ne face uriți în fața musulmanilor, în fața islamicilor și în fața tuturora. Lucrurile acestea, dragii mei, frați și surori, suntem tradiționali? Suntem prea radicali? Nu. Vreau să vă spun ceva.
și mă apropiu de încheiere. De unde vin eu? Din biserica de unde vin, acolo la poalele munților Rodney. Sunt 3 biserici mari, toate sunt aproape la 1000 de membri. Dar dintr-una a fost prima dată inițiativa aceasta, m-am trezit de copil cu această inițiativă. La fiecare sfârșit de an, bisericile acestea 10 zile au post și rugăciune în casa lui Dumnezeu, nu acasă, fraților, în casa lui Dumnezeu, fraților. Ascultați-mă ce vă spun, puteți să verificați, nu este o irealitate, este un lucru adevărat. De la ora 6 dimineața până la 9 seara, în biserică sunt oameni, frați, surori, tineri, tinere, care plâng și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Care plâng și îl cheamă pe Dumnezeu, își cer iertare de un an întreg și îi cer ajutorul peste un an întreg. Sunt oameni care se roagă. Ascultați ce vă spun, știu ceva de când eram copil, tatăl meu, care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Lucra pe vremea vechiului regim și zilele libere era grele atunci, nu se putea face. Dar nu, niciodată. Eram la biserică când s-au înscris pentru, și eram 14 ani, 15 să zic, când s-au înscris pentru zilele de post. Și tatăl meu s-a dus și s-a înscris cu 3 zile. Și-a venit acasă și l-a întrebat mama, când ai să rămâi de la lucru să mergi la jertfă? Nu crezi că ai făcut o hotărâre în pripă? Și-a zis, nu! În ziua de Crăciun, guvernul mi-a dat zi liberă, eu am să mă duc să stau în casa Domnului, să plâng și să mă rog și să-L onoresc pe Dumnezeu cu viața mea. În ziua a doua de Crăciun, iară mi-a dat guvernul liber, mă duc să mă rog Domnului. În ziua premergătoare, în ajunul de anul nou, sunt liber, mă duc să mă rog Domnului. Și m-am pus pe mine și am zis, unde sunt eu? Că vreau aceeași moștenire, vreau aceeași împărăție, îl vreau pe același Dumnezeu să fie Tatăl meu. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la Tine. Ajută-ne să ne întoarcem din toată inima. Există, frați și surori, o cale de mare rezolvare pentru 2017. Biblia spune, zice Izraele, întoarce-te la Domnul chiar acum, cu post, cu plânset și cu bocet. Întoarce-te la Dumnezeu chiar acum, cu post, cu plânset și cu bocet. Nu pot, n-am timp să explic lucrurile acestea, dar aș vrea să vă spun ceva și mă apropii de încheiere. Avem mari șanse, pentru ca să parcurgem în anul 2017 și să fim aproape de Domnul, trebuie să facem ceva. În primul rând, să ne schimbăm gândirea. Avem o gândire infectată de societatea aceasta, pe care noi o numim creștină. Și nu mă mai duc înapoi să vă mai aduc aminte de nimic. Avem o gândire infectată, schimbăm gândirea. Filipeni, capitolul 2, versetul 3, în jos spune acolo. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Și Biblia spune mai departe și aș vrea să citesc, pentru că gândul acesta nu se oprește aici. Este un gând foarte măreț. Și zice așa, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat. Primul lucru, frate și soră, pentru mine în 2017 și pentru tine este acesta. Ce fel de credință ai? De aceasta așa improvizibilă, care crede aia, crede nu aia, crede nu, 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 sau ce? Ce fel de credință ai? Căci gândul care era în Hristos era într-o credință autentică. El n-a luat nimic cu ușurință, el n-a luat nimic ca un lucru de apucat. El pe totul a pus baza absolută și de mare valoare. O credință reală să ne dea Domnul și nouă. Apoi, spune Biblia aici în felul următor, n-a crezut că să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Auziți? Un gând al respectului. Unde există gândul acesta al respectului în zilele noastre? În casa lui Dumnezeu, nu altă parte. Nu în altă parte, niciun respect. Nici de slujbă, nici un respect, nici de slujitor,
niciun respect, nici de vârstă, niciun respect, nici de omenie. E om. Îți pretind să arunci vorbe și îmi pretind. Doamne, iartă-ne! Și pune în noi gândul acesta. Un gând de respect maxim, unul față de altul. Un gând de respect total față de orice slujitor, fie păstor, fie proroc, fie orice slujbă face. Pentru că până la urma urmei să vă spun, un păstor nu-și ia slujba de la mâna lui, cu mâna lui. Cineva trebuie să-l recunoască, cineva trebuie să-l investească și pentru aceea trebuie să porți respect. E o blasfemie să-l vorbești de rău. Ți-o spun deschis. Dumnezeu să ne ierte. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, gândul lepădării de sine care spune în felul următor. Zice, el n-a crezut ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Noi avem un personaj biblic care a zis, fain, ce respect, Doamne, și eu am drept, și eu pot să fiu ca el. Lucrez prin comparație, toată ziua, dar cu cei mai buni, dar cu cei mai înalt el, dar cu cei mai deștept el, dar cu ce are el mai mult? Comparația care ne face totdeauna nimic altceva decât dureri. Domnul Iisus a zis, nu, el a știut că Dumnezeu este unul singur, poziția lui nu poate fi atacată de nimeni. Lucifer a vrut să o atace, să fie ca el, dar a căzut și a fost judecat și pedeapsa lui este o pedeapsă care nimeni să nu și-o dorească. Ci s-a dezbrăcat de sine, gândul lepădării de sine, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, gândul smerenie, zice, și s-a smerit, făcându-se ascultător, până la, s-a smerit, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca om, s-a smerit și s-a făcut ascultător, un alt gând de ascultare și ultimul, gândul acceptării voii lui Dumnezeu. Nu faci ce vrei tu, nu fac ce vreau eu, ci facem ce vrea Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amen. Și dacă Dumnezeu ne cere să trecem prin foc și prin apă, să trecem, că steagul de biruință este al Domnului, slăvit să fie numele Lui. Așa am citit și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi avem, dată tot de Dumnezeu, și ne spune în felul următor, pentru anul 2017, fraților, vă recomand și îmi recomand și mie. Ezechiel, capitolul 6, 36, versetul 26-27. Dacă e posibil să se pună pe ecran și să-l citim, doar e bine, dacă nu trecem mai departe. Acolo Biblia ne spune că-și Dumnezeu să ne dea o inimă nouă. O, frați și surori, rugați pe Domnul să ne dea o inimă nouă. Rugați pe Domnul să pună noi o inimă nouă și curată, binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi vine Domnul Iisus Hristos și ne spune un lucru extraordinar. În Ioan, capitolul 13, versetul 34 și 35, și zice în felul următor, vă las o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Specific, fraților, specific, iubiții mei, frați și surori, nu cum ne iubim noi. Știți cum ne iubim noi? Hai să deschidem Biblia să vedeți cum ne iubim noi. Că Biblia ne arată ce iubire avem noi. Și Domnul nu este încântat de această iubire. Și auziți ce spune Biblia aici, în Matei, în capitolul 5, versetul 46, și zice în felul următor. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și v-am ieșit. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Neprihănirea voastră o întrece pe a fariseilor. Doamne, ajută-ne! Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Iubiții mei, ca să ne iubim cum ne-a iubit Domnul, primul lucru, trebuie să ne iertăm. Numai fratele te-o zis, amin? Fraților, dacă vreți să ne iubim anul 2017 așa cum ne-a iubit Domnul, trebuie să ne iertăm. Și Domnul să ne ajute la aceasta.
să dovedim această iertare și să o trăim, un alt gând, să avem în noi un duh nou, frați și surori. Psalmistul în Psalmul 51 spunea în versetul 10, pune, Doamne, în mine un duh nou și cum? Nu plimbăreți de ăsta, din teologie în teologie și din idee în idee și din nu știu, nu, un duh nou și statornic, aici, în cuvântul lui Dumnezeu, în calea Domnului, în post și în rugăciune, se descopere Dumnezeu cel adevărat și sfânt, slăvit să fie numele Lui. Apoi să avem o asociere potrivită. Găsiți lucrul acesta scris în 9 din Matei și haideți să-l citim și vom încheia cât de curând. Cuvântul Domnului spune aici în felul următor și vreau să-l citesc. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai mare. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, astfel burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prepădesc. O asociere cu lucrurile nepotrivite, vreau să spun ceva, concret, ascultă-mă, să spun din toată inima, este experimentat. O asociere cu lucrurile nepotrivite. Nu nimicesc doar lucrurile nepotrivite, te nimicesc și pe tine însuți. Te nimicesc și mă nimicesc și pe mine. Fără niciun dor și poate. Trebuie să te asociezi și să mă asociez cu lucrurile sfinte și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și aș vrea să vin cu un cuvânt de încurajare la care mă apropiu și de încheiere, mă duc în Psalmul 60 și doar o mică referire la ceea ce am citit aici. Și au zis ce spune în felul următor cuvântul Domnului aici. Și vreau să recitesc versetul 6. Vreți ca să avem un an binecuvântat? Aș vrea să vă spun și să credeți din toată inima că și Dumnezeu a zis în sfințenia Lui, voi ieși biruitor, slăvit să fie numele Domnului. Biruința poporului lui Dumnezeu nu-i Casa Albă care peste 20 de zile se va investi acolo în nou om. Nu-i nici guvernul european care are în toată structura legilor lor. N-au nimic biblic. N-au nimic biblic. Interesați-vă și vedeți. Nu! Ci biruința este a Domnului. Slăvit să fie numele Lui. Secretul este să fiu de partea Domnului. Vrei să fii de partea Domnului? Domnul să te binecuvinteze și să-ți ajute. Apoi un alt lucru pe care îl găsim în versetul 11. Dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul oamenilor, uitați ce scrie acolo, este zadarnic. Frați mei iubiți, surori scumpe, familii tinere, puneți-vă nădejdea în Dumnezeu în orice vreme. El este ajutorul vostru. Ascultați ce vă spun și vreau să vă spun din toată inima, oamenii, ajutorul lor de multe ori numai te încurcă. Ajutorul lor de multe ori îți aduc numai obligații care nu ți le-ai vrut niciodată în viață. Puneți nădejdea în Domnul căci El este ajutorul cel mai bun. Slăvit să fie numele Lui. Și un alt lucru frumos cu care vreau să încheiem, dar să mergem în anul acesta este cu Dumnezeu vom face mari isprăvi, slăvit să fie Domnul, mari isprăvi, El va zdrobi pe vrășmașii noștri. Haleluia! Dacă ai un vrășmaș care îți roade trupul, nu știu care este numele, că sunt multe nume în zilele de astăzi, aș vrea să spun că este unul singur care îl poate zdrobi. Și acela este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Din toată inima să ne apropiem de Dumnezeul nostru care este bun, binecuvântat și slăvit să fie în veci. Amin. Grupul de laudă se vine în față. Aș vrea să vă reamintesc că duminica viitoare, ianuarie 8, dimineața celebrăm Sfânta Împărtășanie. Aș vrea să nu uitați lucrul acesta și să puneți la inimă și să ne pregătim pentru Sfânta Împărtășanie, duminica viitoare, ianuarie 8. În al doilea rând, și la serviciul de dimineață și la cel de seară,
în Biserica Philadelphia va sluji pastorul Iulian Costea și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Ne ridicăm cu toții picioare, cântăm o colindă sau chiar două pe care frații le vor pune pe cele trei scrinuri. Vom cânta și apoi vom mulțumi Domnului pentru această seară frumoasă. O, ce veste îmbucurătoare care îngerii ne-au adus, vestea despre marea îndurare care Dumnezeu ne-a trimis de sus. O, ce veste îmbucurătoare care îngerii ne-au adus, vestea despre marea. Thank you.
Acestei seri minunate, aș vrea să încheiem cu rugăciune, aș vrea din toată inima să vă chem, din toată inima să vă chem la o rugăciune, să o facem din inimă, cu credință, în numele Domnului Iisus Hristos și rugăciunea noastră va ajunge la Dumnezeu Tatăl. Aș vrea din toată inima să ne rugăm, am primit două bilete prin care se spune că un băiat cu numele Benny Mann este grav bolnav, cred că vine de undeva din România, din Oradea, și o fetiță cu numele Abigail, din Biserica Betel, din Oradea, a fost diagnosticată cu leucemie. Doamne, ai milă de acest băiat cu numele Benny Mann. Biserica ar trebui să spună amila asta. Și Doamne, ai milă de această fetiță cu numele Abigail și iarăși ar trebui să spunem amin. Și Dumnezeu să desăvârșească și ne bucurăm de Sefora Burkeș, care deja cântă la orchestră. Îi mulțumim Domnului pentru Sefora Burkeș. Dumnezeu să se atingă de sora de Ana Pant și să o vindece de cancer și doctorii să declare că nu mai există nicio picătură de cancer în trupul ei. Ne rugăm pentru Cristina Căpâlnaș. Doctorii au mai dat în urmă cu o lună, 7 luni. Viața ei este în mâna Domnului. Ne rugăm pentru sora Cristina Căpâlnaș. Ne rugăm pentru sora Maria Țicara, Dumnezeu să o vindece de cancer. Pentru fratele Iosif Turcin, Dumnezeu să se atingă de acest băiat. Dumitru Cristea, Dumnezeu să se atingă de fratele Dumitru Cristea. Ilie Pop, Dumnezeu să se atingă de el. Și de Dana Martiniuc. Și dacă mai există cineva în sală, știu că în biserică sunt persoane care au în taină probleme adânci și mari și nu vrea să le publice nicio problemă. Fiecare poate să aibă secretul lui personal sau familial. Da, dacă vreți, ridicați o mână în sus, dragii mei, și cu toate aceste cauze venim, mulțumim Domnului pentru această seară. Dumnezeu să binecuvinteze rugăciunile care le-am înălțat aici. Cuvântul Său care a fost vestit, cântările care au fost intonate de fanfară, de cor, de cântăreți, de grupul de laudă și cei care au recitat poezii. Și Dumnezeu să asculte aceste rugăciuni care le facem pentru cei bolnavi, cu toții. Facem această rugăciune împreună. O, Tatăl nostru, în această primă zi din anul 2017, Doamne, vrem să încheiem seara aceasta cu un dom de desferire și umiliță. Desferim, Doamne, la picioarele tale.
Domnului, adunarea este liberă, Dumnezeu să vă dea o seară binecuvântată și o săptămână în prezența Domnului Hristos. Ne vedem marți seara la rugăciune la orele 8 și duminica viitoare la cina Domnului, la serviciul de dimineața. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amin.